Bună, dragi mămici, bună, dragi pitici! Bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vorbim despre muzică și cât de importantă este muzica pentru copii. Cel puțin eu așa consider, că muzica este foarte importantă pentru bebeluși, este foarte importantă pentru copii și de ce nu și pentru noi adulții. Încă din momentul în care eu am aflat că sunt însărcinată cu Ioachim Teodor, vreau să vă spun că o prietenă de-a mea, psiholog, mi-a spus: ascultă multă muzică și uită-te la filmulețe haioase. I-am urmat, bineînțeles, sfatul și la Maria Teona și am vizionat multe filmulețe haioase și am ascultat multă muzică. În general, noi ascultăm foarte multă muzică. Pentru copiii mei pun muzică clasică, muzica pe care am ascultat-o și când eram însărcinată cu ei, pun muzică clasică pe fundal, muzică pentru copii, muzică liniștitoare, depinde de momentele zilei. Eu îi cânt mult Mariei Teona, chiar dacă nu am cea mai bună voce, încerc să-i cânt atunci când o alăptez, încerc să-i cânt atunci când o adorm, îi cânt când îi fac băiță, când mă joc cu ea, mai tot timpul cânt. Cuvintele mele se transformă în cântece, le pun așa puțin pe note muzicale. Este importantă muzica pentru mine, este importantă muzica pentru familia mea, pentru că punând muzică în jur se creează o atmosferă relaxantă, o atmosferă de bine dispunere, de relaxare, o atmosferă care ne face să ne simțim bine. Când Ioachim Teodor, de exemplu, pictează sau construiește ceva, eu pe fundal îi pun muzică și el se concentrează foarte bine la ceea ce el are de făcut. Mariei Teona la fel, îi pun muzică, i-am pus și în momentul în care eram însărcinată cu ea, îi pun și acum. Întotdeauna în casă la noi există radio, un CD, încerc ca muzica să fie cât mai liniștită, cât mai relaxantă, să nu fie foarte zgomotoasă, să aibă un tempo mai lent așa. Nu muzică foarte energizantă, foarte zgomotoasă. Am observat că le face bine copiilor mei muzica, ne face bine și nouă. Din muzică o dăm și în dans, începem să și dansăm. Eu de multe ori când calc, când fac curat, ascultând muzică, încep să și dansez. Pe Ioachim Teodor l-a distrat întotdeauna și îl distrează în continuare, chiar dacă nu sunt cea mai bună dansatoare. Vine și el alături de mine, dansăm împreună, o distrează și pe Maria Teona pentru că ne urmărește cu privirea și râde. Da, într-adevăr, muzica ne bine dispune în general. Acum, pe perioada filmărilor, opresc muzica, dar parcă, sincer, îmi lipsește așa, pentru că sunt obișnuită cu ea. Știu și de efectul Mozart, pentru că e bine ca în momentul în care ești însărcinată să pui muzică clasică pentru bebelușul din burtică, pentru că asta ajută la dezvoltarea intelectului, la dezvoltarea sa fizică. Am ascultat și muzică clasică, mai punem și acum din când în când muzică clasică. Eu am un CD la care țin foarte mult, de fapt este CD-ul lui Ioachim Teodor pe care el l-a primit de la mătușa lui când s-a născut. Este un CD în care versurile sunt puse pe muzică de Brahms, de Mozart, de Ceaikovski, de Beethoven și eu țin foarte mult, se numește Baby's Nursery Music. Țin foarte mult la acest CD, lor le place foarte mult, îi liniștește și Maria Teona mai tot timpul îi pun această muzică. Așadar, dragi mămici, eu vă recomand, vă dau un sfat așa prietenește, puneți muzică pentru copiii voștri, pentru că este relaxant, ne bine dispune și, de ce nu, în casă trebuie să fie o atmosferă de voie bună tot timpul și muzica ne ajută în acest sens. Până data viitoare, eu vă spun pe curând și vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Pe curând!